nemulțumirea proprii noastre vieți ne determină să ne refugiem în Buddha, Dharma și Sangha. La mai Ne refugiem deja în mâncare, în a ne fi cald, în case, haine și ciocolată. Deja ne refugiem în aceste lucruri pentru a fi fericiți. Atunci, de ce să ne refugiem din nou acum, ce este atât de special? Trebuie să înțelegem foarte clar ca ne refugia în ciocolată sau înghețată nu este suficient, nu aduce conștientizări eterne. Refugiul care aduce conștientizări eterne este o experiență interioară, o înțelegere interioară și încrederea în dharma lui Buddha. Ne refugiem în dharma prin înțelegerea naturii noastre universale și a tuturor ființelor. Aceasta este calea de a ne elibera complet. Aceasta este calea de a ne ridica deasupra tuturor situațiilor de suferință. Când înțelegem acest lucru, nu vom mai avea niciun motiv să fim nefericiți sau să avem poftă de înghețată, nu e așa? De fapt, știm când cumpărăm înghețată și o mâncăm, nu este suficient, nu-i așa? trebuie să ne gândim la propria noastră experiență, în ce ne refugiem atunci când suntem nefericiți. Când ne simțim amărâți, încercăm să facem lucruri incredibile. Mergem să vedem un film, să dansăm, orice care să ne facă să uităm de nefericirea noastră. Ideea este că în orice ne refugiem nu ne oferă o soluție reală. Trebuie să înțelegem asta foarte clar. De acum înainte, începând chiar de astăzi, trebuie să înțelegem că înghețata și dansul sunt un refugiu superficial și de moment și că practicarea darmei este refugiul etern care duce la fericirea veșnică. Darma este calea, Buddha este liderul, iar Sanga sunt prietenii dragi care ne susțin, ne ajută să înțelegem Dharma și ne energizează prin comportamentul lor bun. Celelalte căi în care încercăm să ne refugiem, căile samsarice, nu rezolvă în mod fundamental problema.